Bună ziua, sunt Flavia Păunescu și astăzi vreau să vă vorbesc despre stres. Stresul reprezintă reacția nespecifică a organismului la orice factor cu acțiune negativă. Factorul de stres poate deveni orice influență, eveniment, situație care declanșează o stare de stres. De exemplu, frigul, căldura, leziunea, durerea, tensiunea psihică, activitatea fizică intensă. De asemenea, stresul poate apărea din cauza următorilor factori. Cum ar fi problemele de serviciu, supraîncărcarea, conflictele cu șeful, colegii, partenerii, factorii nocivi ai mediului înconjurător, poluarea mediului, zgomotul, influențele fizice, antrenamentele, boală, accident, problemele materiale, situația locativă, construirea unei locuințe, problemele familiare, conflictele cu soțul, soția, copiii, boala, etc. Reacția organismului, starea de alarmă durează o perioadă scurtă, apare sub acțiunea stresului asupra sistemului nervos, metabolismului, sistemului circulator și imunitar. Adaptarea durează un timp mai îndelungat, dar dacă organismul se adaptează, tensiunea se normalizează, crește capacitatea de apărare. Epuizarea. În absența capacității de adaptare, rezervele de energie ale organismului se epuizează și apar bolile. Hai să enumărăm câteva din afecțiunile care se datorează stresului: tensiunea crescută, ulcerul duodenal și gastric, starea depresivă, diabetul, predispoziția crescută spre bolile infecțioase, tumorile maligne, modificarea funcției psihice, modificările funcțiilor genitale. Care este soluția? Rhodiola rosea este o plantă originală din munții Siberiei care crește la înălțimi de peste 3000 de metri. Datorită efectelor adaptogene ale rhodiolei rosea, probabilitatea apariției stării de alarmă scade. În măsura în care totuși apare starea de alarmă, faza de rezistență poate fi prelungită, epuizarea poate fi evitată. Câteva recomandări. Efectele adaptogene, datorită creșterii capacității de adaptare, protector excepțional al sistemului imunitar, menține homeostazia, care este echilibrul intern al organismului, reglează nivelul hormonal, crește nivelul serotoniei și dopaminei. Cu ajutorul substanțelor endogene, reduce influențele nocive ale stresului asupra inimii, protejează inima, normalizează bătăile neregulate. Aritmia. În cazul diabeticilor, impulsionează producerea insulinei și astfel reduce nivelul glicemiei, crește nivelul serotoniei la nivelul creierului și astfel micșorează stările depresive. Protejează ficatul față de substanțele toxice. Are o puternică influență antioxidantă. Poate fi benefic nu numai împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi, cât și ale agenților mutageni. Îmbunătățește potențialul și performanța sportivilor. Ajută anabolismul. Asigură folosirea mai eficientă a rezervelor metabolice. Crește energia sexuală. Poate avea efecte benefice în anumite tulburări sexuale la ambele sexe. Ameliorează starea generală, asigură prospețimea spirituală, îmbunătățește memoria și, în general, munca intelectuală. Rhodiola rosea are o acțiune multilaterală. Cu ajutorul ei pot fi prevenite numeroase boli complete diferite. Mai poate avea o acțiune naturală. Substanța activă este chiar planta care se găsește în natură și care are efect curativ. Eficace, medicina populară orientală este utilizată de mii și mii de ani. Unică, doar rhodiola rosea are acțiune complexă și unică. Cui este recomandată? Tuturor, deoarece toată lumea este expusă efectelor nocive ale stresului. Se recomandă mai ales persoanelor care locuiesc în orașe, adulților cu vârsta între 30-55 de ani, sportivilor, celor cărora le place un mod de viață sănătos și o soluție naturală. Unde putem găsi această plantă? În preparatul natural oferit de firma Calivita International, numit Rhodiolin. O singură capsulă de rhodiolin conține extract concentrat de rhodiola rosea, echivalent cu 500 de miligrame pulbere. Se administrează de la una până la 3 capsule pe zi. Comandă acum rhodiolin pe site-ul terapii-naturiste.com sau la numărul de telefon 0727359797 pentru a reduce efectele nedorite ale stresului și a-ți îmbunătăți simțitor starea psihică și pentru a genera o stare generală de bine și de echilibru în corp. Vă mulțumesc, o zi bună, la revedere!